Crăciunul este întâmpinat cu multe pregătiri. Este clar că trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Masă bogată, vestimentație, cadouri pentru copii, dar să nu uităm de parfumuri, doar este domeniul nostru. Pentru Crăciun vă propun câteva parfumuri care să mulțumească un cuplu, pe un el sau pe o ea. Fiind vorba de Crăciun, avem două situații foarte importante. Crăciun acasă sau Crăciun în deplasare. Așa că vor fi parfumuri pe care să le purtați acasă, dar și în deplasare. Aventura începe în seara de ajun. Sunteți un cuplu fericit și vă așteptați invitații în căminul vostru minunat. Toate pregătirile au fost făcute, sunteți deja la patru oace, dar încă nu ați ales parfumul. Ei bine, aici intervin eu cu o super ofertă. Am un parfum pentru amândoi. Este un unisex. Maison Margiela by the Fireplace. Parfumul cuplului fericit, parfumul căminului liniștit. Cu By the Fireplace puteți să vă așteptați liniștiți invitații, pentru că By the Fireplace replică atmosfera liniștită, caldă și înmirezmată din fața unui șemineu. Este focul liniștit care consumă rășinile și esențele lemnoase și împrăștie un miros lemnos și vanilat în toată casa. Așa că prin By the Fireplace puteți să scoateți în evidență toată energia voastră pozitivă de cuplu fericit într-un cămin liniștit. By the Fireplace o să scoată cel mai bine în evidență focul pasiunii voastre. Invitații vor rămâne cu frumoase amintiri ale unui cuplu fericit, dar se vor încărca și cu energia voastră pozitivă. Dar știm cu toții că aceasta a fost varianta ideală. Viața de cuplu nu este cea mai bună la noi în țară. Probleme mici, probleme mari ne împiedică să avem o viață liniștită. Rutina zilnică, facturile, copiii sunt pe primul plan și toate astea ne îndepărtează încet, încet. În situația asta, By the Fireplace prinde bine și unui cuplu care nu a putut să-și facă Crăciunul în deplasare. Ratele, facturile și cadourile pentru copii i-au ținut pe loc în sânul familiei. Pentru acest cuplu, By the Fireplace poate să joace rolul lui Cupidon. După o anumită oră, cei doi își fac planul din priviri. Masă de Crăciun servită. Da. Copiii au primit cadourile de Crăciun. Da. Capul familiei își ia rolul în serios și dă stingerea pentru copii. Soția se retrage în living în așteptarea soțului. Pasiunea nu mai este ca în primele zile, dar important este să avem dorință, pentru că imaginație sigur avem. Parfumați cu By the Fireplace își vor așeza ceva moale pe jos și se vor întinde în fața plasmei pe care rulează ceva în culori vii. Și așa se vor simți ca în fața unui șemineu. Mirosul lemnos, vanilat și bogat în castane îi va face să creadă că sunt în fața unui foc care le va aprinde și lor pasiunile. Lângă o sticlă de șampanie, încep să-și amintească vechile lor fantezii. Să-i lăsăm liniștiți, să-și întrețină focul. Da, Crăciunul mai semnifică și revederi sau apropieri, dar poate fi foarte trist pentru cei singuri. Tendința de a ne apropia ne face și să ne căutăm perechea atunci când ne lipsește. Așa că următorul personaj din această seară de ajun va fi o fată singură. Pentru cât mai multe șanse, am să o parfumez cu Aqualina Pink Sugar. Parfumul dulce, fata dulce, speranțele se adună una câte una. Și-a făcut curaj pentru o plimbare singură în centru, unde atmosfera este una adevărată de Crăciun. Mulțimea de oameni și sclipirile luminilor o întristează și mai mult. Este tristețea de a nu fi la brațul bărbatului dorit. Mai trage cu coada ochiului la cuplurile vesele și își pune toate speranțele în seara aceasta de ajun. Singură, fără o altă mână care să încălzească ei mână și fără un trup de care să se lipească, i se făcu repede frig. Dar nu poate să renunțe atât de repede. Poate că tocmai aceasta a fost greșeala din ceilalți ani. Poate că de data aceasta Pink Sugar va fi talisman. Știa că poartă caramel, zmeură, vată de zahăr, lemn dulce, căpșuni și alte minunății. Gata! Frigul și curajul dat de Pink Sugar o făcură să intre în primul club.
În club toate mesele erau ocupate de cupluri sau prieteni. Doar la bar era liber. Și asta aproape că a îngrozit-o. Și pentru a nu știu câtea ora în această seară, curajul aproape că a împins-o pe unul dintre scaunele de la bar. Dincolo de bar era tot o fată ce a luat-o repede în primire. Ce dorești? Un rum. Cauți un domn? Timorată răspunse. Nu, aș vrea un rom. Și a comandat un rom pentru a avea curajul să stea singură la bar. După ce a citit toate etichetele sticlelor din bar, se uită la paharul gol și se gândi să plece. Nu a fost să fie nici anul acesta. Chiar când voia să se ridice, este surprinsă de un... Bună! Întâmplător am văzut că bei chiar romul meu preferat. Îmi permis să-ți fac cinste cu unul? Fie vorba între noi, romul a fost motivul, dar sunt sigur că parfumul a fost cauza. Cum spuneam, parfumul dulce, fata dulce. Dar unde este o fată singură, prin apropiere, este și un băiat singur. Așa că următorul personaj din seara de ajun este un băiat. Pe Elan să-l parfumez cu Maison Margiela Jazz Club. Este un parfum ce replică atmosfera dintr-un club, să zicem de jazz. Din primele adieri se simte romul și tutunul consumate în serile de club. Latura aromat condimentată și vanilia amintesc clar de relaxarea însoțită de un pahar într-un club cu prietenii. Să revenim la băiatul nostru. Este student în ultimul an și simte în față o carieră frumoasă. Dar îi lipsește o pereche ce ar trebui să fie și ea tot frumoasă. S-a hotărât să-și petreacă sărbătorile acasă. Și a revenit în orășelul său. A cam pierdut legătura cu vechii prieteni. Pleca și ei în lume. Așa că se hotărât să meargă singur în vechiul club, în amintirea vremurilor bune. Își făcea speranță că poate o să întâlnească pe cineva cunoscut. Dar dacă ar cunoaște o fată, ar fi și mai interesant. Odată ajuns în club, aruncă priviri în toate părțile. Dar nu era nimeni cunoscut. Deși clubul era plin. Se îndreptă spre bar, în apropierea căruia era masa vechii găști. Și a avut surpriza să o găsească liberă. Pe vremuri era cea mai bună masă, ceva mai retrasă și mai la întuneric. De aici putea să vadă tot ce se întâmplă în club, cine vine și cine pleacă. Putea să surprindă toate astea fără să fie văzut, pentru că era apărat de semi-întuneric. Era încă cea mai strategic așezată masă din club, pentru că era atât în apropierea barului, cât și în apropierea toaletei. Își cumpără romul preferat și, de acolo din semi-întuneric, tot încercă să recunoască pe cineva. În timpul acesta a intrat în club o fată zgribulită de frig și se îndreptă săgeată spre bar. Era o fată drăguță, dar încă era transformată de frig. Probabil că va fi și mai drăguță după ce o să se relaxeze la căldură. În scurt timp a început să vină dinspre ea un miros dulce de caramel și vată de zahăr. Era un miros pe care îl cunoștea de la dulcegăriile copilăriei. Parfumul dulce, fata dulce, începea să devină interesant. Nu putu să fugă direct spre ea, pentru că poate aștepta pe cineva, așa că rămase pe poziții. Bucuros văzu că îi se toarnă în pahar exact romul lui preferat, așa că era loc de intrare în cazul în care se va dovedi că este singură. După un timp a fost clar că este singură, așa că zise, sigur este ca mine și are nevoie de cineva. Când văzu că își soarbe ultimul strop de rom, se hotărâ să meargă la ea, pentru că era posibil să plece și nu mai avea șansa să o cunoască. Lângă ea cuvintele au venit de la sine. Bună, întâmplător am văzut că bei chiar romul meu preferat. Îmi permis să-ți fac cinste cu unul? Bună, răspunse ea. Romul este o băutură bună, dar a fost o alegere la întâmplare, pentru că am simțit miros de rom în jurul meu. Dar acum îmi dau seama că acest miros venea de la parfumul tău. Da, este un parfum cu un miros asemănător cu cel de rom. Și eu eram în apropierea ta. Și arătă spre masa din întuneric. Da, deci de acolo m-ai spionat, spuse ea zâmbind. Da, de acolo am văzut că erai aproape roz de la frig. Și apoi parfumul tău mi-a invadat spațiul. Deodată sunt întrerupți de un... Îmi pare rău că intervin. Pot să vă fac cinste cu un pahar? Dar seara nu putea fi completă fără un cuplu în care el poartă Zadigen Voltaire, This Is Him, un parfum spiritual aproape patriarhal.
Tămâia și vanilia îi dau un ton puțin întunecat, dar dulce. Este un parfum perfect pentru un bărbat matur. El și ea și-au petrecut puțin timp în clubul în care s-au cunoscut, înainte să meargă să servească masa de Crăciun în familie și să împartă cadourile copiilor. Acum, pe picior de plecare, soțul își conducea soția către toaleta clubului să-și aranjeze vestimentația în oglindă, înainte de plecare. Așa el a văzut la bar doi tineri îndrăgostiți și și-a amintit de el și de soția lui. Și își mulțumi în gând pentru cât de fericiți au fost de atunci. În timp ce soția se pregătea, se hotărâ să-i abordeze pe cei doi tineri. Se apropie de ei și le spuse: îmi pare rău că intervin. Pot să vă fac cinste cu un pahar? Îmi amintiți de mine și de soția mea. Exact aici ne-am cunoscut și noi. Tinerii se priviră zâmbind. Poate că acest loc aducea fericire. Între timp a venit și soția, care se scuză: nu vă supărați, dar de fiecare dată când vede doi îndrăgostiți aici la bar, le face cinste cu un pahar în amintirea întâlnirii noastre. Bărbatul vizibil mândru întinse o bagnotă către tipa de la bar: încă un rând pentru cei doi tineri, te rog, și lăsă generos restul. Dragilor, vă doresc să fiți fericiți și vă ofer binecuvântarea mea, spuse bărbatul. Tămâia din parfumul dumneavoastră spune că aveți tot dreptul, zise tânărul zâmbind. Au zâmbit cu toții și și-au urat: Crăciun fericit! Să mergem, dragule! Se face târziu. Și-au plecat lipiți unul de altul. Ai auzit? A zis când vede doi îndrăgostiți. Cred că ni se potrivește, zise tânărul către fata vizibil încântată. De aici, povestea își urmează cursul firesc și cred că acest Crăciun va mai lega două suflete frumoase. Să aveți în vedere aceste patru parfumuri pentru Crăciun. Și am să închei aici ca să nu lungez mai mult povestea. Acum vă doresc și eu Crăciun fericit și vă urez să fiți fericiți și iubiți alături de cei dragi sau alături de cei pe care îi veți cunoaște. Crăciun fericit! Asta fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh! Ho, ho, ho!